Daniel Prigoan a dezvăluit care sunt principalele scandaluri din familie. Eu nu vorbesc cu Honorius de vreo 16-17 ani, pentru că m-a mințit. Când m-a lăsat Silviu Prigoană fără serviciu, l-am sunat pe Honorius. Urma să ne întâlnim. Cu o zi înainte l-am sunat să stabilim ora la care ne întâlnim. Mi-a zis, păi nu pot mâine, că încă nu m-am întors din Germania. I-am zis că vin luni și a zis că să nu vin, că nu e sigur că termin afacerile. Mințea de rupea. A zis că mă sună el când se întoarce în România. În seara aceea, Honorius a fost la un botez, nu în Germania. Se pare că Silviu Prigoan ar fi cel vinovat de tot ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. După ce m-a înlocuit Silviu atunci, l-am sunat să-l întreb cum face asemenea prostie, pentru că eu aveam rate la bancă. Silviu Prigoan m-a lăsat și fără firmă și fără serviciu. A încercat și cu fratele meu mai mic, dar nu i-a ieșit. Un om fără caracter. Un dușman nu îți face ce ne-a făcut Silviu nouă, la toți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.